zic așa, am început de mic copil să fac sport. La început am început cu notul, da, undeva la vârsta de 3 ani, părinții m-au dat la not. Ulterior am revenit pe la vreo 5 ani, că nu eram suficient de pregătit să fac fața antrenamentelor. După care am trecut prin mai toate sporturile, cum se făcea înainte, pe la cercul copiilor, pe la basket, pe la karate, pe la judo. N-a avut modelism, n-ai făcut? Ba da, să știi, modelism la palatul copiilor. Da, da, ce-am făcut? Și informatică, pe acele calculatoare care se mănau cu tastatură din zilele noastre. Da. Și ulterior am ajuns în sport. Mai târziu am descoperit notul, după care bicicleta și alergarea, dar târziu de tot prin facultate. Ca apoi să le îmbin pe toate trei, not, bicicletă și alergare, în triatlon. În nou România, pentru că suntem la început, nu e un sport foarte, foarte cunoscut, a apărut undeva în anul 2000 la Jocurile Olimpice, ca și sport olimpic. Până atunci, puțin știau despre el. El datând de prin 1978. Și asta e zilele noastre. Asta, cu asta mă ocup. Dintotdeauna știu că vrei să faci sport? Sau ai avut mai multe opțiuni? Nu. Am mers pe varianta dacă n-ai carte, n-ai parte, așa că am urmat școala, liceu, facultatea, mai multe facultăți chiar. Nu am fost hotărât la care dintre ele pe care să o opresc. Am apucat întâi de economie, după care sport. Am încercat un pic medicină, un an, doi, am văzut că n-am mers, am renunțat rapid, ceva drept. După care filozofie, am renunțat la toate, bineînțeles, dar într-un final să rămân doar cu ceva studii economice și pe partea de sport. Dacă când erai mic și ți se punea întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare, ce răspundeai? Vrei să zic sincer? Când eram copil mai mic, îmi doream să devin aviator. Deci asta era visul meu, să devin aviator, să devin pilot. Ulterior mi-a mai schimbat, după aia vreau să mă fac pompier, în fine, dar primul a fost aviator, îmi doream să devin aviator, pentru mine era ceva fascinant, o lume fascinantă, ce aviație cu avioane, elicoptere, știam toate avioanele care există la nivel de 1985, când aveam 5 ani, știam toate avioanele de pasager care există, acum undeva la bunicii mei care locuiau în preajma aeroportului Otopeni și avioane treceau tot timpul peste casa noastră, știam exact toate avioanele, de la ce companie, ce avionul ăla. Revenind la partea sportivă, până în momentul de față, ce ai reușit să faci? Pe partea sportivă, în materie de triatlon, am reușit să ajung anul trecut pentru prima dată la campionatul mondial la nivel de semiprofesioniști. La România încă nu există profesioniști. La semiprofesioniști, la un campionat mondial, am fost primul român, de altfel, care a ajuns să participe la un campionat mondial de triatlon, indiferent de natura lui. Și anul acesta la campionatul european și sunt calificat pentru 2012 la campionatul mondial în Noua Zeelandă. Am trecut, am fost la Beijing, acolo să fiu campionat. Iar visul meu este să ajung la Jocurile Olimpice în 2016 la Rio de Janeiro. Foarte tare. Obiectivul meu principal. În momentul de față a fost cineva în delegația României pentru triatlon? Momentan triatlonul nu a fost, din păcate, reprezentat la nicio ediție a Jocurilor Olimpice, fiind un sport nou în România. În momentul în care triatlonul a devenit sport olimpic, a început și la noi în țară să se miște câte ceva din punct de vedere legal. A fost organizat de către
Ministerul Educației și Cercetării prin ANST. Cât de greu ți-a fost să ajungi aici, să te antrenezi? Nu pot spune că a fost ușor. Totul a început dintr-o joacă. Cred că dacă mi-aș fi dat seama de la început ce mă așteaptă, nu aș fi ajuns să fac acest sport la acest nivel mondial. Am început dintr-o joacă, la un concurs. Eu mă antrenam deja cu toate cele trei discipline când am participat pentru prima dată la un concurs. Nu știam mare lucru despre triatlon, am participat, dar am o bicicletă în Cosoiț. Semăna mai degrabă cu o piesă de muzeu decât cu o bicicletă de concurs. Și mi s-a părut foarte interesant și de aici am dezvoltat, pe parcursul anilor am tot dezvoltat mișcarea. Ajungând să concurez în campionatul național, concursuri interne și cam mai apoi să concurez internațional la nivel european și ajungând la întâlnul la campionatul mondial. Dacă ar fi să dai 3 sfaturi pentru un om care ar vrea să evolueze mai mult în orice direcție, în special în partea asta în care tu ai un cuvânt de zis, partea asta sportivă, ce sfaturi ai da? Sfaturi? Care au funcționat și în cazul tău. Mai degrabă niște recomandări așa decât sfaturi. Nu vreau obicele să dau sfaturi. Recomandări. Să înceapă dintr-o joacă, să înceapă cu ceva care îi place. Cred că asta e indiferent de natura activității lui. Să înceapă dintr-o joacă. Să înceapă prin a se juca cu respect și să nu se placă. În final. Și alte? Două? Cu celelalte două? Să pună ceva pasiune. Asta e esența, aici e energia, în pasiune. Și să stabilească un obiectiv, să aibă un obiectiv ulterior. După ce a trecut de primii doi pași, să stabilească un obiectiv concret, unde vrea să ajungă, făcând acel lucru. Și eu zic că astea ar fi ingredientele succesului în linii mari. Ce te motivează pe tine să mergi mai departe? Cum îți găsești energia care să te facă să zici nu mă dau bătut, merg și mai departe? Greu de zis. Am tot stat să mă gândesc care sunt motoarele. E ceva care vine din interior. Aici, asta e concluzia la care am ajuns. E ceva care vine din interior. La un moment dat când încep să faci ceva care îți place, am calculat raportul cost-beneficiu, să văd ce beneficiam și care sunt costurile. De aici nu vă pot spune că din punct de vedere al unui economist, că nu am ieșit bine, am ieșit în pierdere, deci nu e nimic din ce am învățat la școală. Nu a ieșit. Când pui pasiune, deja beneficiile, în cazul meu cel puțin, sunt foarte mari. În schimb, satisfacția e una destul de mare. Și acum ce planuri ai? Planurile? Pe termen scurt, că pe termen mediu și lung ai zis de Rio. Planul pe termen scurt, acum ne aflăm în luna august. Mai am 2 luni de zile până la campionatul mondial. Îmi doresc să ajung acolo. Asta e planul, să ajung în Noua Zeelandă. Mă pregătesc pentru asta, intens. Sper să obțin o poziționare bună, anul trecut. Mai bună decât anul trecut. Super! Mulțumim mult de tot pentru interviu.